ziua, domnul Androne! Bună ziua și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Am venit pentru că știm că aveți o firmă foarte mare în Prahova și noi avem campania Antreprenori de Succes. Cu precădere încercăm să stăm de vorbă cu antreprenorii din Prahova. Îmi pare rău că nu este și fratele șoatele dumneavoastră, domnul Alexandru, cu care ați pus bazele MetaTools. Da, să sperăm că ne spuneți dumneavoastră toată povestea. Mulțumesc frumos pentru, practic, această onoare să vă avem alături de noi. Este adevărat, MetaTools are un parcurs de 25 de ani pe piața din Prahova și nu numai, pot să spun că noi activăm la nivel național și suntem bucuroși să transmitem, practic, prietenilor, colegilor și partenerilor noștri de afaceri că suntem într-un stadiu și într-o etapă care, sigur, va cunoaște noi orizonturi de dezvoltare a afacerii. Din acest punct de vedere, da, această afacere este una de familie, a fost înființată în anul 1998 de mine și de fratele meu, dar, sigur, MetaTools reprezintă o familie mai mare, pentru că de la fundamentele companiei putem pleca și dezvolta următoarele aspecte. Noi alături am avut întotdeauna colegi, colege, parteneri care ne-au fost alături în acest parcurs. Și întotdeauna am considerat că plecând de la familia de bază, da, cea mică, formată din mine și fratele meu, am avut ca năzuință, ca dorință să extrapolăm aceste valori către familia mai mare, cea a MetaTools. Spuneți-mi, în 1998 ați început afacerea. Cum v-a venit ideea? De unde? Pentru că utilajele, piața de unelte, de utilaje, nu este foarte, atunci nu era deloc dezvoltată în România. Cum, de ce utilaje, de ce unelte, de ce acest domeniu? Bun, ideea de la care am plecat a fost, de fapt, o nevoie. Pentru că, din această perspectivă, în 1998, cei care au trăit acele vremuri pot să-și amintească că era o perioadă extrem de complicată din perspectiva economică. România traversa o criză structurală din punctul meu de vedere, dar și al specialiștilor. Exista o reorganizare la nivel de economie națională, apăruseră, hai să spun așa, fonduri de investiții, se puneau atunci baze de piețe de capital, apăruse programul acela de cuponiadă, da? Dacă pot să-mi permiteți, dacă vă mai aduceți aminte. Da? Ei, cam aceea era o perioadă, dar ceea ce era mai complicat și mai dificil era faptul că, din perspectivă economică, erau foarte multe companii care intraseră într-o perioadă de recesiune, chiar și primele, practic, insolvențe ale fostelor întreprinderi de stat. Înțeles. Deci era o perioadă foarte, foarte complicată. Ori eu activam la momentul acela în domeniul pieței de capital, eram printre pionierii, pot spune, în acest domeniu. Eram angajat la o societate registratar, Registrul Rămânal Acționarilor din București. Avusesem contact la nivel național cu foarte multe foarte multe companii și implicit decizionale ai acelor companii. Și cam simțeam pulsul și cumva trendul la nivel de piață. Fratele meu era în acea perioadă un manager IT la un grup mare de distribuție, produse cosmetice, tot prahovean aici.
E vorba de Acvila Parprod. Dumneavoastră sunteți prahoveni? Da, prahoveni. Spuneați că lucrați în București. Nu, societatea la care activam era Registrul Român al Acționarilor București. Lucram în București, dar de fapt în toată țara. Eu fiind ploieștean, făceam naveta în toată țara, dacă îmi permiteți așa. Da. Și în acest context, evidențiind până la urmă niște oportunități, chiar dacă perioada aceea era extrem de dificilă din perspectivă economică, chiar mi-aduc aminte, într-o seară am stat împreună și am analizat diverse opțiuni pe care le aveam la momentul acela. Și cea mai bună variantă a fost să ne unim forțele și know-how-ul, astfel încât să putem să construim ceva pentru noi și pentru cei cărora ne vor lărgi, să spun așa, familia. Pentru că viziunea aceasta a avut de la bun început. La momentul respectiv erați angajați și da, sigur. Și da. Fratele... Și eram plătiți relativ bine, foarte bine pentru acea perioadă. Eram amândoi destul de și bine. Și cu toate acestea ați riscat? Am riscat... Având totuși certitudinea, siguranța că împreună putem fi mai bine decât separat. Chiar dacă eram bine amândoi. Și a spus bazele Metaturs. Ce a urmat? Ce a urmat? A urmat o perioadă destul de complicată din punctul meu de vedere, pentru că a seta aceste fundamente presupunea nu numai știința și cunoașterea conducerii unei afaceri, presupunea și alocarea de resurse. Ori, la acel moment, a lua un credit era extrem de complicat, dacă nu chiar aproape imposibil. Dobânzile bancare erau foarte mari, nu mai mi-aduc aminte, dar ceva de ordinul aproape 60%, din câte mi-aduc aminte, ceva era dobânda pe un an de zile pentru un credit. Dar erau și alte probleme, pentru că din perspectivă inflație și alte chestiuni care afectau economia, era dificil de gestionat acest lucru. Și atunci, împreună cu vărul nostru care conducea la momentul acela o companie care activa în domeniul sculelor electrice și al utilajelor pentru construcție, am stabilit practic un parteneriat, da? Alegerea domeniului. Alegerea domeniului. Acesta a fost, în fapt, pot spune că vărul nostru a avut practic viziunea primul de a activa în acest domeniu și noi am venit practic alături de el ca și parteneri. Sigur, noi am fost pasionați de ce însemna noutate tehnologică. Ne plăcea foarte mult să învățăm și să aflăm lucruri noi. Pe de altă parte, și experiența noastră anterioară ne-a ajutat ca și pregătire. Și eu și Alex suntem ingineri electromecanici, fiind absolvenții Universității Petrol-Gaze. Eu am și activat înainte de a fi la Registrul Român al Acționarilor într-o întreprindere aproximativ 5 ani de zile ca inginer mecanic. Am avut la momentul acela posibilitatea să, și șansa pot spune, chiar dacă a fost relativ dificil pentru un tânăr inginer stagiar să activeze în pot spune și pot menționa, am lucrat în cadrul fostei întreprinderi de produse refractare Real Pleașa. Era o, pot spune, întreprindere, companie care era relevantă în domeniu la acele vremuri. Era unul dintre principalii exportatori de produse refractare ai României, dar și firma practic care deservea toată industria siderurgică, metalurgică din România. Iar eu am activat în cadrul atelierului mecanic, ulterior am deservit și
mai multe departamente, ajungând la un moment dat chiar într-un departament de analiză sinteză, care a făcut posibilă reorganizarea și restructurarea companiei în acea perioadă. Din păcate, după ce am plecat, lucrurile au luat un piculeț într-o altă direcție și firma a fost dizolvată până la urmă. Cum se întâmplă cu multe. Bun, revenim la bazele și fundamentele MetaTools. Deci am menționat acest parteneriat cu vărul nostru. În fapt, ne-am construit, să spun așa, relațiile comerciale, având la bază și suportul venit din partea lui. Împreună am construit o companie frumoasă care, practic, la momentul acesta... A evoluat într-un urb. Și a evoluat într-o manieră, spun așa, destul de bine structurată și într-o manieră foarte bine organizată. Din punctul nostru de vedere, am devenit o companie etalon la nivel de România. Așa este. Spuneți-mi, MetaTools Group, ce anume cuprinde? Da, MetaTools Group este o, practic, este un ecosistem construit în jurul a trei companii distincte. Deocamdată este doar un concept, dar cu siguranță vrem să-l dezvoltăm. Vrem să-l activăm atât la nivel național, cât și targetăm fără doar și poate piața europeană, într-un context în care ne-am dori ca acest construct să devină vizibil atât pe piațele de capital, cât și fără doar și poate să ne să putem atrage alți parteneri de valoare din perspectiva aceasta. El a avut la bază și practic a fost înființat ca și grup într-un context al diversificării activităților existente la un moment dat în cadrul MetaTools SRL. La anumite etape am considerat că este mai bine să focusăm și să organizăm, în fapt, anumite departamente, să le dezvoltăm în cadrul unor companii distincte. Deci, MetaTools Group este practic format din trei companii distincte. MetaTools SRL, compania mamă, compania înființată în anul 1998, ulterior... Care ce are la... ce... cu ce se ocupă exact? Practic, ce a luat din... cu ce a rămas, de fapt, din MetaTools Group? Deci MetaTools Group este, de fapt, un concept și este, la momentul acesta, setat anul acesta. Deci, până acum, MetaTools Group n-a existat. A existat compania MetaTools SRL, care s-a, dezvoltându-se, a trebuit să o splităm, pe urmă, în parte comercială, care a rămas la MetaTools SRL, și un departament care exista în MetaTools SRL l-am dezvoltat într-o companie distinctă, de sine stătătoare, e vorba de SATA Service, care, din punctul acesta de vedere, a avut capabilitatea de a dezvolta într-o altă manieră partea aceasta de servicii aferente. Bricotehnic este... o componentă care, în fapt, era un compartiment în cadrul MetaTools SRL, care comercializa într-o manieră destul de activă, proactivă, în domeniul DIY, vindeam online aceste articole. Și atunci, din punctul acesta de vedere, am splitat iarăși MetaTools și am transferat, practic, aceste responsabilități departamentale către compania Bricotehnic,
Pentru a putea să vândă, să comercializeze și să promoveze diverse articole specifice bricolajului. Practic o eficientizare a activității. O eficientizare și mai mult decât atât o structurare coerentă a responsabilităților și a activităților fiecarei companii. E adevărat, deci MetaTools a rămas cu suportul logistic pentru toate companiile grupului și mai mult decât atât este, hai să spun așa, unitatea Fanion a grupului, da? La un moment dat, sigur, activitățile dezvoltându-se în fiecare companie va fi cu siguranță, să fim sănătoși, într-un nou construct pe care îl menționam acum, MetaTools Group, care va gestiona practic resursele financiare ale celor trei companii componente, probabil într-o structură de tip holding. Vom vedea, acum siguranță vom avea nevoie de consultanță, vom avea nevoie de cunoștințe și de a învăța mult mai multe lucruri. Și trecem la planurile de viitor acum. Planurile de viitor, da, sunt legate practic de acest construct nou de MetaTools Group, pe care trebuie să-l pregătim pentru a face față atât concurenței interne, dar în mod special concurenței externe. Aici sesizăm o efervescență, să spun așa, și din punctul meu de vedere este chiar și o chestiune care, dacă nu o setăm relativ repede și cu resurse corecte și suficiente, concurența externă este una foarte agresivă, foarte dinamică și care dispune de foarte multe resurse comparabil cu ce există la momentul acesta în economia românească. Și aici m-aș bucura dacă, și nu vreau să fac politică, dar din punctul nostru de vedere este nevoie să fie sprijiniți antreprenorii români într-o manieră mult mai clară, mai evidentă, că din păcate aici suferim cel mai tare. Partea campaniei noastre, tocmai de asta am și demarat-o, pentru evidențierea antreprenorilor și nevoilor lor, pentru că mediul politic trebuie să ajungă să... Este evident că dacă nu sprijinim mediul de afaceri local, mediul de afaceri românesc, autohton, eu n-am nimic împotrivă cu, Doamne ferește, să nu fiu înțeles, cu investitorii străini sau investitorii care își desfășoară activitatea la nivel național, dar consider că antreprenorii români au nevoie de o șansă suplimentară și de un suport efectiv din partea decizionalilor noștri, pentru că, până la urmă, consolidarea unei economii naționale are loc dacă și mediul economic autohton este unul performant și unul care să poată face față atâtor mari, să spun așa, provocări din perspectivă economică. Și revin, sesizez, mai ales în domeniul nostru de activitate, o efervescență din partea multor companii europene și, în mod special, cei din Polonia, care vă spun foarte clar și fără niciun fel de echivoc, au un know-how și o forță și o putere, chiar și de grup, care în multe cazuri este imbatabilă. Iar din perspectiva aceasta sunt din ce în ce mai prezenți pe piața românească. În fapt, aici este challenge-ul nostru de a putea face față noilor provocări care vor veni către noi. Practic, la dumneavoastră se pune problema de concurență cu piața externă, că pe piața internă nu aveți. Nu, să nu exagerăm. Deci și piața românească, deci avem o concurență, din perspectiva mea, foarte bine ancorată la realitățile din România. Deci sunt și alte companii din România care activează în domeniul nostru de activitate.
Unii chiar sunt foarte bine structurați și au, la fel ca și noi, sau chiar cu toată mai bine decât noi, rețele de distribuție și dezvoltă afaceri destul de frumoase la nivel de piață. Dar ceea ce voiam eu să punctez este acest aspect, că și noi, ca și alte companii din România, avem nevoie de un suport mai concret, fără atât de multe schimbări din perspectivă legislativă, fiscală, o predictibilitate. Da, și cred că aceasta este necesară oricărei economii care își dorește să performeze și să devină mai eficientă, astfel încât, practic, oamenii să trăiască mai bine în țara lor. Având în vedere ce se întâmplă la noi în țară, ce-ați sfătui un tânăr care vrea să se apuce de afaceri? Vrea să devină antreprenor, să zicem că abia termină facultatea și vrea să-și înceapă propria afacere. Eu am mare încredere în noua generație. Chiar și vreau să punctez acest lucru și mă bucur că a spus această întrebare. Noi suntem un promotor al tinerilor talente. Am fost unul din, hai să spun, sponsorii multor acțiuni și până la urmă tineri care au dorit să performeze atât la nivel național cât și internațional. Am avut și avem legături foarte bune cu Universitatea Petrol-Gaze. Aceasta, de fapt, este universitatea care ne oferă nouă forță de muncă proaspătă, tânără și eficientă, și în cadrul companiei sunt foarte mulți tineri care sunt absolvenții ai acestei universități. Iar recent, de fapt anul acesta, chiar ne-am implicat și am oferit suportul nostru pentru echipa Colegiului Național Mihai Vitezu, care a participat la un concurs desfășurat la Houston, în Statele Unite, da. Echipa de robotică. Da, și acolo chiar ne-a făcut plăcere să-i și cunoaștem și să-i și sprijinim. Revenind la întrebarea noastră, am spus-o și mă repet, am mare încredere în tânăra generație. Sunt foarte bine ancorați, să spun așa, în realități. Realitățile vieții. Chiar dacă nu au și au foarte multe oportunități și șanse, și mai mult decât atât, au și capabilitatea și posibilitatea de a fi mult mai bine informați decât am fost noi. La momentele setării companiei. Prin urmare, sfatul meu ar fi să-și urmeze visul. Sunt convins, absolut convins, că dacă îți dorești, sigur reușești. Mai devreme, mai târziu, sigur reușești. Bun. Mulțumesc mult de tot pentru timpul acordat, pentru informații, succes în continuare și rămâne să ne vedem și cu alte ocazii să mai povestim. Mulțumim din suflet și mă bucur tare mult pentru această șansă și oportunitate de a etala până la urmă valorile companiei noastre, trebuie fundamentele și că Metatuls este un nume pe piața din Prahova și nu numai de aici. Mulțumim din suflet pentru aprecieri și cu siguranță să fim sănătoși, să ne vedem și să ne revedem cu bine. Da. Mulțumesc din suflet. Și eu. Să rămână.